Salutare, dragi mei prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Scuze că n-am postat până acum, însă de dimineață am fost la spital pentru că mi s-a făcut rău, am avut niște mici probleme, o stare din asta mai nasoană. Nu, n-am murit, nu, n-am nimica grav, e ceva incurabil ca să moară haterii de bucurie. Nu, nu am nimic. Doar niște cică pierdere de calciu, ceva de genul ăsta, pentru că fac efort foarte mult la sală zilnic și dar am uitat să iau suplimente ceva pentru ca să compenseze cu efortul pe care îl depun. Așa că vă zic și vouă, dacă faceți efort mare, consultați și medicul pentru a vă da câteva suplimente pentru a putea și voi să vă petreceți ziua liniștiți fără să aveți căderi de calciu, magneziu, fier sau alte nebunii dintre astea. Ce mașină asta, mă? Bineînțeles că are nos. Narcis este aici cu noi, suntem pe contul de pe RPG-4 Narcis. Am intrat pe el pentru că avem dat un mega buy level. Contul are nivel 11 de-abia și putem să dăm un buy level, cred că putem să-l ducem până la nivel 20 ceva. Deci ar fi cel mai mare buy level pe care l-am dat noi acum, dacă e să judecăm după numărul de nivele. Băi, și avem și ID 0, avem și ID 0 și dăm și buy level. Vedeți cum ce frumos ne-a primit RPG-4-ul astăzi cu ID 0. Contul este în taxi, după cum putem vedea, LS Taxi Rank 3, așa că în episodul de astăzi știm cu totul ce vom face. O să vreau să fac câteva comenzi aici pe RPG-4. Oh, RPG-4, frumos! Câți jucători? Sunt 306. Cred că pe RPG-3 sunt undeva la 200 și ceva la ora aceasta, deci un pic mai mult decât pe RPG-3. Uite, parcăm asta frumos aici și o să facem comenzi data aceasta cu Sultanelul. Sultanel. Și mulțumim, Narcis, pentru că ne-ai lăsat pe cont. Da, îți dau chei la mașină, desigur. Give key 140. Pac. Și acest cont are undeva la 1045 de mission points, mi-a zis. Deci asta ceva să fac, 1040 de mission points. Contul acesta se remarcă numai prin mi SLTM comenzi și îți dăm un fer 20. Nu mai spun că Swifty Gaming e aici pentru că oricum nimeni nu o să creadă și o să vedeți pe episod oricum. Hai să trecem la CNN Los Santos, facem câteva, se anunță acum. Adică ce vrea frate ăsta de la mine? Păi cum, m-am urcat în mașină și am anunțat. Ce vrea? Că nu înțeleg. F Shift F12. Așa, hai să scoatem puține NB-ul să fie așa mai GTA-ul mai default. Ia zi, ce spune asta? Când luăm mașini, așa. Ia că scriu ce zice, când luăm mașini. Ce anunț cu 15 minute înainte să iau mașina din fața la HQ. Bă, vedeți că eu în 15 minute iau Sultan din fața la HQ, da, e rezervat de mine. Service calls. LS Taxi, LS Taxi, avem o comandă accept taxi nouă și chiar aici aproape. Cum frate, să te lase toată lumea pe tine acolo la aeroport fără comanda acceptată? Izvorul ascuns, ce nume? Izvorul ascuns. Și prin numele astea mi-am adus eu aminte că trebuie să beau apă minerală multă, pentru că așa a zis doctora, că conține săruri și minerale. Deci unde e apa minerală? N-am lângă mine o sticlă aici, lângă birou. Prin normal, trebuie să mă duc să beau și niște apă plată. Nu, nu mă stresează nimeni. Deși clanul, contul acesta este și lider de clan. Aoleu. Ups. Clan leaders. Uite, stai. Clan leaders și clan members. UK. Suntem în UK. Unde e UK? UK, United Kingdom Empire. Kingdom. Frate, nu se scrie așa. Salut, unde? United Kingdom. Kingdom se scrie. Nu Kingdoms. Dau 10 euro pentru rang 6 în facțiune. Pus să vă PayPal, mâncați-și. Unde vrei să te duc? Vreau pe Ciliad. Ciliad? Mâncați-a sufletul tău. Iar facem o comandă de aia până pe Ciliad la Mama Naibi, la Balamuc? Ciliad, ok. Bună. Pe Ciliad să fie. Man. Vreau să scriu mai mare, da. Că nu văd. Ha, ăsta are ceva, deci ăsta cred că are ceva cu noi. Parcă simt eu, am așa o vagă presimțire că din moment în moment o să aștept să bage un troll hack. Vorbește frumos sau mergi pe jos până pe Ciliad. Tu alegi. Așa. Făstem duri cu el. Păi cum mă înjur tu pe mine? Îmi merg pe sus că am cheat. Știu, v-am spus. Deci v-am spus eu, simt treaba asta că are cheat, dar nu știu de ce, dar simt. Simt că are cheat în calculator, dar nu știu de ce. Habar n-am. Nu știu. I don't know. Bă, dar clanul ăsta câți jucători are? O, oh, e clan de 50 de membri. E din ăsta mare și frumos. Porecla ta e Swift, ok? Cum adică? Hă? Hă? Stai, cum nu înțeleg. Porecla mea? Bă, ăsta a ieșit din mașină și are și lag. Problema ta, frate, ai ieșit din mașină, nu mai stau după tine. Baftă. Dacă nu mai vrei să mai mergi cu mine, papa. Și sigur, bași cod, ID 9, report, ID, report. Stai, uite așa, dăm și noi report acum pentru prima oară pe un jucător. Codat de raportare cheater, /cheater9fly. /cheater9fly. Doamne, cheater Izvorul ascuns fly. Jucătorul nu este conectat. Doamne, băi, a dat și /Q. Da, o, ia uite încoa. Lider aici, frumos pe zonă, lider de clan. Frumos aici, care este panelul serverului, rpg3.bizone.ro, ce panel frumos. Sincer, mă bucur că n-avem panel din ala cu panel.bizone3.ro sau cum mai știu eu, cum au alte servere, pentru că nu suport tipul respectiv de panel. Pentru că dă impresia de ieftin și de făcut prost. Cum stai pe două conturi? Sunt Swift, filmez de pe contul lui Narcis. Da, știu. Cineva vrea pe aici, pe Ciliad? Aoleu, mâncați aș da. Da, ăsta are 1,1 KRP și level 11. Bun. Cineva merge pe Ciliad cu mine? Gâla taxi, filmăm pe YouTube. O să vezi app, mane, nu trebuie să te conving. A avut cont cu level mare. Zice aici Donald Trump. Se pare că Donald Trump încă cunoaște foarte bine pe domnul Narcis. O fi prieten la cataramă, ceva de genul. Cineva, uite un client. Salut! Unde te duc? Unde te duc? Pare rău, tu ești pe locul 2, șaman, șamah. Cât de repede pot. Unde te duc? La Balamuc? La un bike rent. Ok, vrei la un bike rent. Pac. O, salutare, domnule mecanic. Domnule mecanic, are mașina ta, are nevoie de îngrijiri. Sincer, sunt extrem de obosit, încă nu mi-am venit complet după, să zic așa, Crista, zicea 2H, niciodată nu pun app în 2H, mereu în maxim 45 minute. Dar zic 2H ca să ziceți voi că sunt eu. Da, zău, niciodată nu pun videoclipul în 2 ore, 2 ore ziceam atunci când eram pe calculatorul vechi, acum 1 an și ceva, și se pare că lumea de atunci a rămas cu 2H în cap. Da, bine, cum ziceți voi. Dau fără cheat, frate. Cheater 258 fly. Zice și noi așa. O, și am primit report. Am dat report. Nu merge. Ai unul activ. Ok. Mai departe. Șamah. Unde? Unde îl ducem pe Șamah? Știu că tipul, știu că Narcis are o grămadă de conturi. Unde te duc, Șamah? Mâncați-a și unde te duc? La unde să dă-te jos și urcă-te iar. Ca să se pună fare. Păi ce faci, frate? Eu te duc așa fără niciun ban. Da, pentru că s-a urcat al doilea. Și dacă se duci acum, îl iau, te transport fără niciun ban. Și nici punct la raport nu iau. La un aeroport, să urcă-te din nou. Ori DS, ori aeroport, mâncați. Sau aeroportul de pe DS, sau DS-ul de pe aeroport. Ok, mergem la un aeroport. Bă, a zis, ia uite, frate, mă dă jos din taxi. Băgați-i în bagurile, mătii, stai puțin. Așa, urcă-te, da, frate, fac, băi, frate, mâncați-a sufletul tău, dă-i g, nu f, mâncați-aș, frate, de ce dă f continuu, să-mi facă mie nervi, dă-i g în spate, nu auzi, sau te las aici, fare 20, în spate, prietene, că în spate nu poți să mai vii mașina, așa, tare greu a fost. Bun. Hai să mergem. Ups, bro, stâlpul ăla era să ne ia mașina. Băi, am văzut pe internet un videoclip din ăsta cu top supraviețuit, din care unuia i-a intrat iClan, da, sunt lider, în care a intrat unul cu mașina într-un parapet. Bă, și mașina s-a rupt în două. Era vorba despre un Lamborghini Gaiardo, s-a rupt în două. Și ăsta tot a scăpat fără nicio zgârietură. E, acum există Dumnezeu. Îmi dai ce invite? Nu, prietene, că n-am voie, nu sunt eu pe cont. Ia, jos, prietene. La ce te duc? La două, unde te duc? Că nu vreau. Face și noi așa ca liderii de clan, nu vreau. Nu e Narcis pe cont. Hai, frate, aeroport, da? Uite, te-am duc și la avionul ăsta ca să zbori. Jos. Papa. Cred că ăsta mi-a tras și două jurături acum amintea lui. Băi, tu-s Dumnezeii mătii, cum mă lași pe mine așa aici și nu mă bagi în clan? Ia că dăm așa un CMOTD. Stai puțin să sărim aici și după dăm CMOTD. Pac! Ce, nu CMOTD. Ce, ia stai, ce withdraw. Care era, mă, comanda? Clan withdraw. Nu exteriorul HQ-ului, ia stai. Care era, mă, comanda să dai gold la clan? Clan help. Clan gold withdraw. Clan gold withdraw. 0 gold. Hai, frate, și că ziceam și eu că iau ceva. Clanul, clan deposit, top clan, ce withdraw power, set clan owner, clan color, clan turfs, clan duty, clan rename, clan rename, stai, accept taxi 278. Hai să luăm pe Hero, Hero care este leader Verdant Family. Stai puțin că nu-i chiar așa, trebuie să ne comportăm exemplar, căci avem un pasager VIP de data aceasta, pe domnul Hero, lider în Verdant Family. Asta ne omoară, care are tech-uri, are combaturi, e periculos. Și vrea să luăm chiar din față de la Verdant Family. Hai că asta chiar este fiță. Să vină taxiul până la tine la HQ. Really? Așa. Noroc că avem un sultan aici gata de atac și furios și cu motor puternic și cu frâne care ține. Frate, dacă vrei să vin până la tine în fața HQ-ului, asta deja e, nu știu ce să zic, e deja cam prea mare fiță. Dar hai că totuși o să vin până la tine în fața HQ-ului. Sal. Zi salut, Swifty is here. Get gift-ul de Mama Naibi ăsta. În SF este... Stai, get gift, e lângă SFPD, nu? Da. Hai la gift acolo. Ups. Trebuie să nu mă... Opa, troll hack la cână. Ia uite, troll hack. Dau cu cheat. Ăsta are hack. Cheater 258 troll. Este urmărit de un admin. Ok. Da, frate. Uite, aș și primi bani de la AK05, care AK este admin 5 și banează... Nu, sau, nu, AK e supervisor, stai că AK e supervisor. AK este supervisor și a banat pe cineva. Wow, supervisorul foarte rar banează pe cineva, pentru că în general se ocupă adminii mici de treaba asta. Tot respectul AK pentru tine. Se vede că ai plecat de jos. Ați plecat de jos și nu v-ați îmbogățit direct. Ați plecat de jos, palme... Nu, asta e cu prin tot, palme, vorbe și durere. Singuri ați trăit și singuri ați făcut avere. BG Mafia, poveste fără sfârșit, se numește melodia, fit Catalina. Și pe care cred că o să ofere noi și noi la România au talent. Da, ți-a auzit bine, v-am spus și în episoade trecute, dar unii dintre voi n-ați fost prezenți la episodul în care m-a sunat cei de la Pro TV. Să zic o oră, nu știu. Ce numai tu știi. Slack, admin area, helper area, leader area. Îți zic fiecare topic pe de rost. Să zic sorry că m-am oprit, domnule Hero. Trebuie să mergem la Get Gift, care era Mama Naibi, era Balamuc, Get Gift-ul. Max 2H, nu, o oră, nu știu. Depinde cât de repede pot să postează LS Taxi Company. Deja avem 816 dolari, deja am făcut 33 de milioane. Bă, ar fi mișto să existe un mod în care să fie bani în lei pe joc. Ar fi așa, ar da o nuanță mai de roleplay. Sărim pe aeroport. Ce o fi? Blană. Ia să vedem. Pe aici. Ok, hai că e bine, am sărit bine până acum. Și nu s-a întâmplat nimic. Este și facem aici prin stânga, e mai rapid. 856 de dolari. Tariful e de 20 de dolari. Țin minte când era tariful 3 dolari aici la taxi, când m-am apucat eu. Câți bani ai în bancă? O să te văd. Ia să vedem. 145, 3... Așa aveam în bancă. Țin minte de ersul asta că era cu mulți de 2. Bun. Pac. Rapid la Get Gift. Rapid. 896 de dolari. Hai încă o dată cu un tarif de 20 pe kilometru și ne ducem în 900 de dolari. Și se pare că am ajuns la gift cu domnul Mafiot Hero. Și cam atât a fost cu episodul de astăzi, dar nu intra la mine, mâncați așa, dar nu înainte de a da un mega buy level. O să dăm acum un mega buy level. Întreabă și CNP dacă are buletin. Nu știu CNP-ul pe de rost, vă recomand și voi să știți CNP-urile pe de rost, pentru că poate aveți nevoie de ele și nu aveți buletinul la voi sau ceva de genul. Cu plăcere, cred că e sus acolo, nu? Așa. Bun. Acum facem felul următor. ID Narcis, mega buy level pe episod. Cineva vrea să-mi dea heal? Ok, frate, accept refill 132. Te ajungi pe tine, am făcut skill la mecanic. Accept refill 132. Gata, m-am dat o dată. Mersi frumos, frate. Bun. ID Narcis. Are așa. ID 0, 11, nivel, by, level, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, mâncați-aș, 25, 26, 27, 28, 29, wow, nivel 27 și aveam 11, deci am crescut cu 16 nivele. Unde vrea tipul ăsta? Cânână, ok frate, cânână, go cu cânână, cânână să fă. Aici facem stânga, i gușterul, ai gușterul, facem stânga. Nu, ce 17 bă? Pac. Ok, înapoi la mașină. Ce mașină mă? Bă, ăsta e dus cu capul, ce mașină? A, vei înapoi acolo, du-mă acolo, du-mă acolo. Ăsta cred că e de la cu post hunting. Du-te acolo, du-te acolo. Bă, eu te las înapoi, dar nu te mai duc la cână. Aici că te duc la mașină, ia. Poftim. Ia-ți Infernusul și du-te unde vrei tu cu al tău Infernus. Bun frate, cam atât a fost episodul de astăzi. Mulțumesc foarte mult de atenție acordată. Dacă v-a plăcut, sper să apăsați butonul de like, căci mă motivează enorm. Și ne vedem data viitoare cu un nou episod la fel de fain ca acesta de astăzi. Și ca de obicei, stay close, bye! Păcea!